Sindicatul Prolex a urmărit încă de la început evoluția evenimentelor legate de proiectul propus de primarul Nicolae Barbu, prin care s-ar putea ajunge la disponibilizarea unui număr însemnat de polițiști locali. În scrisoarea deschisă adresată consilierilor municipali, președintele Prolex, Vasile Lincu, cere ca acest caz să fie analizat cu atenție și să fie clarificate motivele pentru care s-a ajuns aici. Mă refer la consilierii locale în municipiului Giurgiu, să ceară să lămurească mai întâi trecutul, cum de s-a ajuns la situația aceasta, persoanele care au produs situația din acest moment să răspundă și să nu fie părtași la o problemă, zic eu, personală a primarului Barbu, întrucât angajările s-au efectuat între 2012-2014, aceste angajări au făcut ca procentul prevăzut de lege să fie încălcat. Disponibilizarea cerută în proiectul propus de primarul municipiului este contestată de cei de la Prolex. Vasile Lincu spune că numărul salariaților prevăzut de lege pentru structura poliției locale a fost depășit în mandatul primarului Nicolae Barbu. Ordinea lui, cu bună știință, a depășit numărul prevăzut de lege. Efectul corect ar fi fost, deși este nedrept, ca actele emise nelegal să fie declarate nule și să se repună în situația anterioară. Asta înseamnă că nu este corect ca oameni care erau angajați legal cu vechime la momentul angajărilor peste numărul prevăzut de lege să fie dat afară. Situația creată în legătură cu poliția locală ar putea intra și în atenția DNA, aceasta în urma unei sesizări depuse de Prolex. Am conceput și astăzi voi și depune o sesizare penală la Direcția Națională Anticorupție, astfel încât organele de anchetă să verifice legalitatea a ceea ce s-a întâmplat între 2012-2014. Adică le dau un motiv în plus să aștepte să se rezolve problema de trecut, pentru că cu adoptarea unei alte hotărâri al Consiliului Local, nu numai că nu rezolvă, ci agravează situația. Președintele Prolex a mai anunțat că va înmâna scrisoarea fiecărui consilier. Totodată, el intenționează să fie prezent la ședința Consiliului Local, în care se va discuta reorganizarea poliției locale pentru a-și prezenta argumentele.